pe mine mă enervează un lucru, dar m-a enervat de mult, nu de acum. Părinte, slavă Domnului, o leacă de bani de moarte am, vă două prosoape, haine mi-am pregătit. Domnule, nu în asta constă pregătirea de moarte. Acu o lună de zile a venit un tinerel simpatic și frumos și a spus, tatăl meu e în spital. Zic, acum îți dau un preot să-l spovedească și să-l împărtășească. Nu vrea să vadă părinte preotul, vreți să se spăimânte sau să facă ceva? Ca la o oră și jumătate să-mi dea telefon, părinte a murit. Păi nu-i vina mea că ai fost tu slab la minte. Dar m-a enervat, adică cum, domnule, în plin creștinism, când Iașul ăsta are 100 de biserici în el și nu există să te duci într-o zi după pâine, să nu vezi un călugăr, o maică, un preot sau un monah sau o față bisericească pe drum. Și nu mai mult decât atâta, babe negru, că doar oricând vezi o femeie negru, știi, bă, asta e evlavioasă, adică e concepția normală și populară a poporului. Cred că e o bătrână evlavioasă, că nu umblă nimeni în negru doar de dragul modei. Fiecare are ale lui. Păi cum e posibil să te temi de preot la patul de moarte? Când ăla, de fapt, trebuie să fie ultimul care pecetluiește viața ta. Deci, să nu fim atât de subțiri la minte și să trăim cu impresia, că eu mai văd și oamenii care fac parastas, că doar sunt atent tot timpul. Asta vi se pare vouă, că acolo stă unul în pridvor și pierde timpul. Nu trece niciunul necenzurat sau neradiografiat cu nebunelile din capul lui sau ce are el în minte. Dar mă uit. Părinte, dar țineți lumânarea aprinsă. Părinte, dar să tragă acum clopotul. Astea sunt ale treburi de ale bisericii și știe biserica cum și când trebuie să le facă. De asta preotul de la 5-2 ore în picioare la proscomidie și pune acolo o căruță de părticele. Tocmai ca morții aia să aibă o comuniune cu clopotul tău și cu ștergarul tău și cu lumânarea ta. Dar pe mine mă interesează ce comuniune a avut el cu Dumnezeu când a trăit. Aia mă interesează. Pentru că degeaba îi punem noi ștergarul frumos și coliva frumos, dacă el nu va avea parte de ea, că el intră cu tot neamul. Poate să mântuiască altul din neam, e ca la tribunal, să ceartă doi și câștigă un nepot, știi? Așa și aici, noi nu știm cine are plata. Dar când a murit omul, măsluit, spovedit, împărtășit, evlavios, credincios, cumpătat, echilibrat, ai mare taină. E mare taină. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Am avut ocazia să văd un lucru, și azi îl țin minte, femeia aia venea la privegherile de noapte de la mănăstire de la Bârnova. A făcut un cancer urât și n-a avut cu ce să o opereze. La vremea aia nici n-a spus nimic. Deja era, nu exagerez dacă spun, sânul umflat, cât e tetrapodul ăsta. Sta cu un cerșaf alb ud pe el. Vecina ei, care era o credincioasă foarte evlavioasă și țineam legătura permanent, îmi spune, vă roagă doamna Ecaterina, dacă puteți să treceți, să o împărtășiți, că nu se simte prea bine. Ei, cum sunt eu nepăsător și leneș, am zis că nu azi. Văd eu mâine, poi mâine și a trecut o săptămână. Și deodată parcă mi s-a aprins creierii la proscomedie. Bă, dar tu n-ai împărtășit-o pe Ecaterina. Și fiind la proscomedie, i-am pus vreo 40 de părticele de sănătate și de sfârșit creștinesc și cum am terminat, i-am spus la șofer, hai cu mine că avem treabă undeva. Cum se întâmplă că ea care nu s-a ridicat niciodată pe pat de boală și de durere, în ziua aia a lăsat ușa deschisă, deci ca să vedeți cum lucră Duhul Sfânt și ce înseamnă evlavia, că eu o știam de ani de zile, deci era femeia lui Dumnezeu, cum se spune. A lăsat ușa deschisă în ideea ca dacă vine poștașul să-i poată lăsa pensia. Și când colo am apărut eu. Ia când mă vede, zice, părinte, mi-e așa de rușine, eu sunt goală, zice, să știți că e doar un cerșaf pe mine. Bunică, stai liniștită, eu am venit doar să te dezleg și să te împărtășesc. Și îmi spune, dacă vrei să mă crezi, de câteva zile mă rog să nu mor, să plec neîmpărtășită. Cam o lună și ceva de când nu sunt împărtășită. Fusese preotul care ține parohia și o împărtășise. Dar ea dorea neapărat să ajung până acolo. Îi fac rugăciune de dezlegare, dau sfintele taine și la o oră mă sună vecina ei. Doamna Ecaterina a murit, zice, prin somn. Zice, nu m-am găsit o moartă. Ei, de ce n-a luat-o Dumnezeu neîmpărtășită? Pentru că merita să aibă comuniunea cu Hristos. Dar ca să meriți să ai comuniunea cu Hristos,
Trebuie să ai comuniunea cu El de când trăiești, că nu te lasă El să pleci fără El. Vine El tovarăș la drum, El îți devine însoțitorul, toiagul. El te sprijină. Dar în momentul în care tu n-ai auzit în viața ta de biserică și vrei să mori împărtășit, exact atunci le face satana pe dos ca să n-ajungi să te împărtășești. Tocmai ca să-ți pierzi și ultima plată.